Bună tuturor și bine ați venit sau revenit pe canalul meu pentru aceia dintre voi care mă știți de mai demult. Dacă acum mă vedeți pentru prima dată, îmi pare tare bine să vă cunosc. Numele meu este Cristina și astăzi vorbim despre parfumurile Avon și Oriflame din colecția mea. Înainte de asta aș vrea tare, tare mult să vă rog să vă gândiți să vă abonați și să apăsați butonul clopoțel ca să primiți notificare la următorul clip postat. Este foarte important pentru canalul meu și mă ajută foarte mult în sensul că YouTube va recomanda videoclipurile mele și altor pasionați de parfumuri, astfel încât informația și conținutul să ajungă la cât mai mulți dintre noi și să ne adunăm aici o comunitate frumoasă și să povestim despre parfumuri, dar nu numai. În clipul de astăzi, după cum vă povesteam, o să vă arăt ce parfumuri am eu în colecție de la Avon și Oriflame și de ce am de hotărât să fac un clip special pe tema asta, pentru că eu am acces mai greu la parfumurile acestor companii, să le zic așa, acestor branduri. Am fost în adolescență, eram prin liceu, am fost reprezentant și la Avon și la Oriflame și la vremea respectivă le știam destul de bine parfumurile, dar de când am renunțat, nu prea am mai avut contact cu parfumurile lor, s-au schimbat foarte mult, foarte multe lucruri, s-au schimbat și formulările parfumurilor mai vechi la unele dintre ele, dar totuși am avut noroc și am primit cadouri câteva parfumuri atât de la Avon cât și de la Oriflame și despre ele o să discutăm astăzi. Și o să începem cu Today, care este un favorit al meu, un parfum floral, pudrat, primăvaratic. Eu mi-e place foarte mult să-l port primăvara și este foarte, foarte persistent. Acest parfum a fost un cadou de la nașa mea, l-am primit cadou la nuntă și a fost chiar și parfumul meu de mireasă și mi se pare foarte, foarte potrivit. Are și o sticluță destul de frumoasă și de elegantă și este pentru a doua oară în colecția mea. Am mai avut o sticluță și am terminat-o și îmi place tare, tare mult și cred că dintre toate parfumurile pe care le am în colecție, pe acesta l-am purtat cel mai mult. Următorul, și hai să rămânem la Avon, este un nou intrat în colecția mea, dar pe care îl știam din perioada în care eram reprezentant la Avon, este acest Celebr. Și face parte din categoria mai proaspătă a parfumurilor Avon, dar totuși are și un element dulce. Nu este neapărat genul meu, nu este ceva ce eu aș purta, adică spre care să mă îndrept, spre care să întind mâna, dar cu toate astea este un parfum drăguț, un parfum cu tradiție, să zic așa, între ghilimele, un parfum consacrat la Avon, cred că este unul din staples-urile lor, nu știu cum să zic, un parfum, nu știu, vârf de lance la Avon, a avut foarte mult succes, mi-l amintesc, este vechi și deși este un parfum feminin, proaspăt, delicat, floral, un pic dulce, nu este neapărat stilul meu, eu sunt mai degrabă cu parfumurile mult mai dulci, mult mai grele. Este totuși el în colecția mea. A fost un cadou de la finuța mea, Rusandra, care îi mulțumesc foarte, foarte mult. Și hai să trecem mai departe la un cadou, tot așa un cadou pe care l-am de la Ralu M. Este vorba despre acest Lucky Me de la Avon, pe care, deși nu am apucat să-l port, l-am testat și mi-a plăcut tare, tare mult. Eu îl resimt ca și un dulce condimentat, aromatic, așa mi se pare mie și este și pudrat. Condimentele și pudra răzbat bine, bine de aici și ce mă impresionează la el este că nu este stilul ăla tipic al Avon. Nu știu dacă înțelegeți ce vreau să zic, sper să mă explic cât mai bine, dar Avon-ul are un anumit stil. Are un stil așa dulce, pudrat. Și parfumul ăsta, deși este și el un pic dulce și un pic pudrat, sparge normele ale parfumurilor Avon prin elementul acela condimentat, dar este un condiment frumos, care în marea asta de dulce și de pudră aduce prospețime și un element inedit, dar în sensul bun al cuvântului. Mi-a plăcut tare mult și mi-a părut rău că n-am avut ocazia să îl port mai mult, dar cu siguranță o voi face, pentru că este un parfum tare, tare, tare frumos. Așa că îi mulțumesc tare mult lui Ralu că mi l-a făcut cadou. O să las canalul ei în căsuța cu descriere pentru că și Ralu are un canal de YouTube unde și ea vorbește despre parfumuri. Nu este singura ei tematică, dar parfumurile sunt o temă predilectă și pe canalul ei pentru că are o colecție de peste 100 de sticluțe de parfumuri, multe dintre ele Avon și Oriflame, ea fiind reprezentant la ambele. Așa că îți mulțumesc din suflet, Ralu.
Și vă rog mult, abonați-vă și canalul ei și haideți să o susținem și pe ea. Și hai să trecem și la cele de la Oriflame. Două sunt la număr, pe care le am tot de la Ralu. De fapt, ea mi-a mai dat unul, dar nu-l mai găsesc în momentul ăsta. Mi-e atât de rușine, dar nu știu ce s-a întâmplat cu el. Mi-a mai dat un divin. Este divinul acela clasic de la Oriflame, acela proaspăt marin, delicat, feminin, pur și simplu nu-l mai am, o să vă las o poză. Deci, dacă l-aș găsi pe acela, ar fi trei. Dar, negăsindu-l, discutăm despre acestea două. Unul este acesta, Volare, cu forma asta așa de trandafir. Foarte frumoasă sticluța și foarte interesantă. Eu știu Volare din perioada în care eram reprezentant la Oriflame și și-a schimbat formularea față de ce miros are acum. Înainte, volarele mi se părea extraordinar de pudrat, foarte pudrat, și mi se părea un parfum matur pentru femei mature. Nu vreau să spun cuvântul ăsta, dar o să fac până. Mi se părea un pic bătrânicios. Ce să mai am dat-o pe față, ăsta e cuvântul. În schimb, ăsta, având formula modificată, este în continuare mult pudrat, mult pudrat, dar nu ca și anteriorul, după părerea mea, așa îl resimt eu, și l-au dus mai în zona de tineresc, mai în zona de actual. Este un parfum dulce, floral și foarte pudrat și îmi place. Îmi place mult mai mult în formularea actuală de la Oriflame. Deci, Volare de la Oriflame cu sticluța asta foarte, foarte frumoasă. Îi mulțumesc tot lui Ralu pentru el. Și ultimul, un recent intrat în colecția mea, mi l-a trimis tot Ralu de Crăciun. Este acest Eclat Femme și știu că l-am mirosit atunci, dar nu mai amintesc mare lucru, nu am avut încă ocazia să îl port. Am tot testat noutăți și n-am avut ocazia să îl port, dar cred că tot așa este o formulare schimbată față de vechiul Eclat pe care îl știu eu de la Oriflame de când eram eu reprezentant. Acel Eclat vechi pe care îl știu eu împreună cu Divin, cred că erau printre cele mai bine cotate, printre cele mai celebre și mai scumpe parfumuri de la Oriflame, dar recunosc că nu mi-amintesc aproape deloc mirosul acelui Eclat. Nu știu, pur și simplu amintirea mea olfactivă pe partea asta s-a șters, nu mi-amintesc. Parcă acum aș lua contact pentru prima oară cu el, deși mă sigur că l-am mirosit când eram reprezentant. Și îl simt proaspăt, dar un proaspăt dulce, deci nu un proaspăt marin. E un proaspăt dulce, floral, fructat și pudră foarte, foarte puțină detectez în el. Eu îl văd purtat la o ocazie elegantă, dar de vară. Așa îl resimt eu. Îmi place, e un parfum delicat, feminin, cu un aer proaspăt, cu un aer elegant, cu un aer poate chiar distins, i-aș zice eu. Îmi place și îți mulțumesc tare mult, Ralu. Cred că este aceasta o apă de toaletă, da? Și are 50 de mililitri. Și cam astea au fost parfumurile de la Avon și Oriflame din colecția mea. Dacă îl știți pe vreunul dintre ele, m-aș bucura tare, tare mult să-mi spuneți în căsuța de comentarii cum vi se pare, dacă vă place, dacă nu. Dacă sunteți de acord cu ce am povestit eu aici despre ele sau dacă mă contraziceți, chiar mi-ar plăcea să ne auzim în comentarii și să povestim. Dacă clipul meu de astăzi v-a plăcut, dați-vă rog un thumbs up. Dacă nu v-a plăcut, dați un thumbs down. Mulțumesc tare mult că ați fost împreună cu mine până acum și până la următorul clip. Eu vă pup pe toți, vă îmbrățișez, să ne vedem cu drag și cu bine. Pa, pa!